Vă pare rău că n-ați mai luat un atacant acum, văzând compania nu mai dă goluri, nici Miculescu nu... Să vedem în iarnă. N-avem atacant. Și lasă că și Companiu. Și Companiu dacă dădea la golul ăla acolo, gata, și făcea datoria. Companiu își face datoria. Muncește foarte mult, aleargă foarte mult, protejează bine. E adevărat că nu prea este el cu varza extraordinar de familiarizat, dar protejează bine, sare bine la cap, are și execuții. Da, am mulțumit de companie. Nu, dacă nu era mulțumit, nu juca, mă, stătea pe bară. Și mie de cineva sau ce? Nu, eu sunt mulțumit de companie. Ce face el? Altceva, ce să-mi... Dar e cineva dintre noi veniți de care nu sunteți? De mulțumit? Care? Pe cine a venit? Nu știu, Djokovic, spre exemplu. Nu, sunt foarte mulțumit de Djokovic. Bă, voi să știți un lucru. Noi acum o să jucăm din 3 în 3 zile. Și noi, dacă ei sunt unii mai deștepți ca noi, e problema, poate știm mai bine ei să facă. Dar noi așa facem. Noi jucăm o repriză unul, o repriză altul. Ca să joace și ăia și ăia. Noi mai jucăm cu companie o repriză cu David Miculescu, o repriză, că și ăla i-am dat bani pe el, trebuie să joace și ăla. Aici e o strategie mai amplă de aplicat la noi, la FCSB. Adică, și ne și permitem, pentru că avem puncte în plus și noi trebuie să promovăm. Păi ce, Tavi joacă? Dar n-ai văzut că de ce joacă? De ce? Pentru că nu putem să lăsăm pe Tavi să cadă. Păi ce, nu e o chestiune că zice ăla, că bagă pe ăla, scoate-l pe ăla. Nu. Ei știau că așa vor juca. O repriză unul, o repriză altul. Uite, acum o să vezi cum o să joace Djokovic, titular. O să iasă probabil la pauză, să intre, ca să joace, jucăm din 3 în 3 zile. E o strategie.